au luat-o înaintea alegerilor parlamentare. Înaintea alegerilor parlamentare să arestezi președintele Autorității Electorale Permanente este ceva ce în primă instanță îți ridică niște semne de întrebare. Ce s-a întâmplat după însă este cu adevărat terifiant. Audierea bunicii doamnei Pătru, extrem de în vârstă, poate că vă aduceți aminte de acele imagini, și imaginile care au apărut aseară sunt câteva dintre lucrurile absolut scandaloase la prima vedere. Ce s-a întâmplat însă în perioada în care doamna Pătru a fost arestată? Cum era scoasă din arest? Care a fost experiența domniei sale cu anchetatorii de elită din România care ard oamenii ca pe șoareci, care îi bagă la haules, care au o singură bucurie în viață, paraditul la cetățeni, și cred că revelațiile pe care le veți avea în această seară sunt mari. Haideți să urmărim un pic imagine pe care le-am dat aseară cu o persoană aflată sub teroare psihică și care îi se dă un denunț de către avocatul impus de recunoaștere. Totul este scandalos în treaba asta. L-am auzit aseară pe preotul Chris Terheș din Statele Unite, un om cu o cultură democratică semnificativă, preot, un om care luptă și pentru dreptate, a fost o lungă perioadă, unul dintre cei mai mari susținători ai luptei anticorupție. Dar când vede ce se întâmplă în România și cum sunt încălcate drepturile oamenilor, aseară pur și simplu a avut o răbuvnire ce cred că a fost semnalată, a fost văzută de foarte mulți dintre dumneavoastră. Uitați-vă un pic la imaginile de aseară. Această seară și alte înregistrări. Bună seara! Bună seara, domnul Gâdea! Bună seara telespectatorilor dumneavoastră! Și înainte să începem emisiunea și să vreau și eu să urez tuturor femeilor, mămicilor, pentru că în principal este ziua mamelor, să fie puternice și indiferent ce le oferă viața, ce obstacole au în viață, să fie luptătoare, să fie puternice. Îi urez mamei mele la mulți ani, îi urez bunicii mele și le urez tuturor femeilor din această țară o primăvară frumoasă și să fie liniștite și fericite. Bunica dumneavoastră este celebră, a devenit celebră, a fost făcută celebră de DNA, o să o vedem în seara asta. Doamna Pătru, noi, în mod evident, n-am avut acces să vedem ce se întâmplă în interiorul unității de elită și cum sunt arși oamenii ca șoarecii, cum li se dă daună totală. Dar în seara asta, prin intermediul mărturiei dumneavoastră și al imaginilor, încercăm să ajungem acolo.
Imaginile vorbesc despre o stare foarte proastă pe care o aveți. De ce ați ajuns în starea pe care noi o vedem în aceste imagini, plângând, fiind în mod evident sub o presiune uriașă? Este foarte greu să vă explic și acum retrăiesc acele momente, dar cred că ar trebui să o luăm etapizat și să vă explic de ce am ajuns în această stare. Toate lucrurile s-au întâmplat într-un mod abuziv, începând cu reținerea mea până la momentul în care ați văzut aceste imagini și am făcut aceste recunoașteri. Practic este o recunoaștere a unor fapte pe care eu nu le făcusem. Și am acceptat să fac acest lucru ca să pot să ies din arest în acea perioadă. Ca să înțelegem despre ce e vorba, haideți să o luăm cu momentul în care am fost arestat. Era înaintea campaniei electorale din 2016 și cu puțin timp înainte de campania electorală vine o știre bombă, unitatea de elită pe vremea aia, că nu se știa că de fapt paradea cetățenii, unitatea de elită a DNA-ului vă saltă și dispune arestarea dumneavoastră. Cum s-a întâmplat? Au venit la dumneavoastră la birou, au venit acasă, v-au luat? Cum vă amintiți momentul acela? Domnul Gâdea, momentul acela are un început și o să vă explic pe larg ca să poată să înțeleagă toată lumea. Înainte să fiu reținută, pentru că DNA-ul nu te arestează, te reține. O lună de zile, mai mult de 3 săptămâni, aproape o lună de zile, am fost plecată din țară. Eu aveam un mandat de interceptare, de filaj în acea perioadă, de aceea am fost total surprinsă că îl aveam și că ei nu știau că în acea perioadă eu sunt plecată din țară. Și când am revenit în țară, m-am întâlnit cu fosta mea prietenă, că acum nu mai pot să-i spun prietenă, care a venit cablată ca un robot să-mi explice că am un dosar la DNA. Eram uimită, nu știam ce se întâmplă, nu înțelegeam de ce, înțelegeam că și ea este implicată în acest dosar. Îmi povestea... Ea era chiar denunțătoarea. Ea era chiar denunțătoarea, dar eu nu știam. Ea îmi povestea mie că denunțătorul din dosarul meu este un fost prieten al meu, ambii foști prieteni ai mei. Și eram marcată, eram, cum să vă spun, ca orice om, speriat. Am spus, de ce? De ce Dumnezeu mi se întâmplă mie lucrurile acestea? Am rugat-o frumos și am probe în acest sens să meargă cu mine la DNA. Mi-a spus că procurorul de caz este Lucian Onea. Mi-a dat detalii din dosar. Mi-a spus cine este denunțătorul, dar pe dumneai s-a omis. Și a încercat să aibă o discuție cu mine, o discuție care să ducă undeva. Bineînțeles că atunci când spui adevărul, nu are ce să iasă. Drept dovadă, acea înregistrare nu a fost niciodată pusă la dosar, pentru că nu era în favoarea procurorilor și era în favoarea mea. Interesant asta. Deci înregistrarea care a fost făcută ca o provocare, înregistrare coordonată de unitatea Haules, pe înregistrarea dumneavoastră nu este folosită de procuror pentru că nu apare nimic. Nu la acea înregistrare dumneavoastră trebuia să fiți surprinsă, că a luat cainoare, să spuneți, da, am luat, am făcut, am drept, nu? Exact, da, am făcut trafic de influență, pentru că asta de această faptă eu am fost acuzată. Și bineînțeles că această probă nu a fost depusă la dosar. Dar ținând cont că eu aveam un mandat de filaj, interceptare, audio-video, fotografiere, adică tot acâmul, cum s-ar spune, nu a apărut nimic la dosar. De ce? Pentru că... V-au urmărit și în afara țării? Asta nu știu. Nu pot să-mi dau seama. Este foarte interesant că după discuțiile mele ulterioare cu Lucian Onea, mi-am dat seama că el are foarte multe date despre mine și că dacă m-a urmărit, m-a urmărit cu mult înainte ca eu să am acest dosar la DNA. Dar asta probabil o să discutăm pe parcurs. Și așa s-a întâmplat. Am ajuns dintr-o discuție provocatoare. Onea v-a spus de când vă urmărea? Nu mi-a spus așa ceva, dar din discuțiile pe care le-am avut cu dumnealui, a ieșit foarte clar că știa foarte bine pas cu pas ce fac eu în anumite momente. Ok, o să ajungem la aceste discuții. Deci ne întoarcem la momentul zero când vine cablată doamna Sokol, cea de la Siveco, da? Da, încearcă să mă provoace. Ea fiind prietena mea, știa foarte bine că eu nu făcusem absolut nimic și că ea nu ceruse niciodată ceva vis-a-vis de instituția pe care eu o conduceam.
Și atunci această probă nu a fost depusă la dosar. Eu am cerut o instanță, sper totuși să fie aprobată. Bun. La două zile, la 6 dimineața, așa cum este obișnuit, m-am trezit la ușă cu 6-7 persoane, cu camere video, cu presă, cu lume multă. La 6 dimineața acasă. Mi-au spus că au mandat de percheziții. Am acceptat. Normal, am fost speriată ca orice om. Mi-am dat drumul, i-am poftit în casă, i-am lăsat să facă percheziție și după ore întregi mi-au spus că trebuie să merg cu mandat la DNA Ploiești. Acesta a fost primul pas. Am ajuns la DNA Ploiești. Mi s-au pus două denunțuri pe masă. Le-am citit. Vă dați seama, a fost un șoc. Văzusem că tocmai ea mă denunțase și ea și fostul meu prieten. Eram marcată și încercam să le spun... Iertați-mă, fostul dumneavoastră prieten în sensul de... Nu, fostul meu prieten. Amândoi au fost prietenii mei. Nu vreau să intru mai mult în detalii de atât. Okay, este viața mea personală. Înțeles. Și... datoria mea este să încerc să identific care sunt lucruri relevante. Dacă cei care fac aceste anchete folosesc inclusiv persoane... Extrem de apropiate, pentru a încerca să credibilizeze lucrurile pe care le fac, sau eu știu, dumneavoastră, mă rog, eu vă întreb ce consider, dumneavoastră răspundeți ce doriți. Bun, deci, vă vedeți cele două denunțuri? Văd cele două denunțuri, nebunesc, spun, le explic că nu este nimic adevărat, că nu am comis acele fapte penale, că... Una erau problemele mele din viața mea privată. Domnul Gâdea, toți avem vulnerabilități, nu suntem perfecți în viața noastră privată. Nu cred că este un om perfect, dar de aici, până a ți se arunca în spate fapte penale, este extrem de dureros. Am plâns, le-am spus că nu este adevărat, mi-am dat seama că și am făcut acest denunț. Eram stupefiată, nu știam ce să fac. Iar la un moment dat avocata mea a spus... Degeaba, în seara asta te vor reține. Încearcă să te liniștești. Și am spus, cum? De ce? Care este motivul pentru care ei vor să mă rețină? Și a spus, pentru ce ți-au arătat? Pentru ce ți-au pus la dispoziție? Pentru aceste două denunțuri pe care ți le-au făcut prietenii tăi. Să vedem imaginea. Astea sunt imaginea când a fost adusă, nu? La DNA, dacă le puteți da, vă rog, în videoul. Deci, așa v-au luat de acasă, nu? Da. Așa. Ok. Și aici erați în momentul în care ajungeți la DNA. După 7 ore de percheziție. La unitatea de elită, după 7 ore de percheziție. Da. Bun. Și acolo vi se pun denunțurile și vă spune că veți fi reținută. Și întrebați de ce să mă rețin. Ați aflat de ce vreau să vă rețină, de fapt? Acesta era vreun motiv în mod special? Vreau să obțină ceva de la dumneavoastră? Sigur. În seara respectivă nu mi-am dat seama foarte mult. Am fost reținută și... Am proprietatea cuvintelor, numai un pic să vă explic până o să ajungem acolo. O să vedeți că avocații mei au ieșit înaintea mea, iar eu am ieșit la 3 sferturi de oră, aproape o oră, deși poliția venise. Erau ordonanțele date, întocmite, tocmai ca să mă aresteze și să mă deplaseze către centrul de detenție de la Târgoviște. După ce au plecat avocații mei, procurorul Onea m-a chemat la el în birou. Lucică? Lucian Onea m-a chemat la el în birou și am avut o discuție. A văzut că plâng, i-am explicat și i-am spus că copilul meu este în stare de șoc și că indiferent orice anchetă, orice acte de urmărire penală pe care vrea să le facă, îi voi fi la dispoziție. Numai să nu mă aresteze, pentru că nu pot să las un copil acasă într-o stare de șoc. Dumneavoastră locuind doar cu copilul. Da, inițial și-a schimbat comportamentul, că una era la audieri și una și alt comportament a avut în biroul dumnealui. A încercat să mă explice că totul va fi bine, că voi merge acasă, dar că trebuie să colaborăm, să avem o colaborare între noi. Când va cere controlul judiciar în instanță, sau arestul la domiciliu, în funcție de cât putea dumnealui să ducă această sarcină și că cât de curând voi fi acasă, dar la momentul respectiv nu mai putea să îmi permită să mă deplasez acasă, întrucât chemase poliția, se întocmiseră actele de aducere la centru de detenție. Ce însemna să colaborați?
La vremea respectivă n-am înțeles foarte mult, dar mi-a dat senzația că înțelege că acel dosar nu are niște fapte solide sau fapte care nu existau. Așa am simțit eu la momentul respectiv. L-am simțit așa ca fiind băiatul bun care îi pare rău că făcuse o asemenea faptă. Am stat, cred că, 3 sferturi de vorbă cu el. Nu puteam să mă abțin din plâns. Eram atât de șocată și mi-a spus să merg, să mă liniștesc, că va găsi o soluție să mă scoată din arest. Cât de curând. Nu mi-a dat o dată exactă. A fost foarte ciudat. Am plecat la arest. Am ajuns, cred că, în jur de 3 dimineața. Am mers să fac toate acele proceduri. Și m-am trezit arestată. În 48 de ore am avut instanță și în instanță s-a dispus arestarea mea. V-a dus direct în penitenciar sau era arest preventiv? Era arest preventiv, da, la centrul de detenție din Târgoviște. Erați singur acolo în celulă sau cu... Nu, erau 2 fete, eram 6 femei în centrul de detenție și cred că 60 de bărbați. Erau 2 celule de femei și restul erau celule cu bărbați. Ok. Ajungeți acolo și? Ajung acolo, eram în stare de șoc, nu venea să cred. Nu înțelegeam ce mi se întâmplă. Nu vă pot povesti. Noaptea aceea cred că a fost cea mai lungă noapte din viața mea. Da, așa a vrut Dumnezeu să fie. A doua zi mi s-a dat arest în 30 de zile. S-au făcut toate procedurile necesare și s-a încercat să... am făcut niște cereri de martori pe care trebuia să-i aduc în favoarea mea și am încercat să facem toate diligențele să încercăm să ieșim din acel arest de 30 de zile. Bineînțeles că nu se poate imediat și atunci a început tot coșmarul. Au început să vină să mă ia din arest, îmi spuneau că am un statut privilegiat, că mă duc cu mașinile lor, că mă scot, că mă aduc înapoi, că mă oferă mâncare și așa mai departe. Îmi dădeau de înțeles că pentru ei... Pentru cine ați avea un statut privilegiat? Pentru Lucian Onea, că el era șef. Nu pentru toți comisarii care executau ordinele acestui procuror. Bun. Și din momentul respectiv, după arestare, nu sunteți pusă sub control judiciar sau în arest la domiciliu? Nu, rămân în arest preventiv 30 de zile. Și ce însemna ce v-a spus Onea din prima clipă, și anume că trebuie să colaborați? Domnul Onea a avut 2 obiective cu mine. Unu, credea că sunt un butoi plin de informații și pot să fac foarte multe denunțuri sau o să-i ofer foarte multe denunțuri pe tavă. Și doi, gândind ulterior la ceea ce mi s-a întâmplat, probabil avea ambiții personale, orgolii personale. Ok, hai să-l luăm pe rând. Deci, 2 obiective spuneți. Primul... Așa le-am simțit eu. Așa l-am simțit dumneavoastră. Da. Primul... Să fac denunțuri. Să faceți denunțuri. V-a cerut denunțuri cu nume și prenume? Aș vrea să mi-l denunți pe cutare? Da. Da. Puteți să-mi spuneți numele pe care vi l-a cerut să le denunțați? Persoanele respective? Sunt foarte multe nume. Și n-aș vrea să-i speri. De la colegi, lideri politici, prieteni, sunt foarte mulți. Aș vrea totuși să nu le dau numele. Puteți totuși să-mi dați câteva exemple, pentru că pe mine mă interesează. Adică, vedeți dumneavoastră, aici este o chestiune foarte relevantă pe care sunt sigur că o înțelegeți. Parchetele, procurorii, magistrați, ei ar trebui să urmărească faptele. În momentul în care eu cer cuiva să-mi dea persoane în momentul respectiv, eu nu mai urmăresc faptele. Mai mult decât atât, dacă eu întreb, adică pe cine ai putea să denunți în general, ok, este un fel de întrebare, sau ce fapte știi în general, dar în momentul în care eu întreb, ai putea să-mi faci denunți pe cutare? Asta este deja o problemă majoră. V-a cerut nume exacte, domnul Onea, spunând, poți să mi-l denunți pe cutare? Da. Puteți să-mi dați totuși și măcar 3-4 nume? Eu am sesizat inspecția judiciară și cred că a apărut și în spațiu public acel memoriu care, din păcate, a fost clasat și avea foarte multe probe.
În general, cei pe care trebuiau să denunțe erau oameni politici. Vedeți, dumneavoastră, domnul Onea mi-a făcut o percheziție și o percheziție informatică. Asta înseamnă că mi-au luat toate datele din telefon, mesaje după aplicații, mesaje din telefon. Știa foarte bine în ce cercuri mă învârt eu. De aceea v-am și spus că verificarea dumnealui nu începuse în acea perioadă în care mie mi s-a făcut dosarul. Începuse cu mult mai devreme. Mă cunoștea foarte bine și eu nu mi-am dat seama. De aceea mi-a cerut cu nume și prenume anumite persoane pe care trebuia să le denunț. Spuneți-mi nume. Elena Udrea. Traian Băsescu. Liviu Dragnea. Victor Ponta, Sebastian Ghiță, Vlad Stoica, colegi de-ai mei, directori din Autoritatea Electorală Permanentă. Cel vă spunea cu nume și prenume, dă-mi-l pe Ponta, dă-mi-l pe Dragnea, dă-mi-l pe Băsescu, dă-mi-l pe Udrea? Da, încerca să creeze o poveste cu fiecare în parte. Și din aproape în aproape încerca să vadă dacă avem cunoștințe comune pe care poate să le strângă cu ușa, și să facem aceste denunțuri împreună. Nu puteam să fac cunoștințe comune cu ușa. Așa cum se procedează la DNA Ploiești. Nu cred că n-ați aflat lucrul acesta. Denunțurile se fac de obicei cu două persoane apropiate altor persoane. Un denunț poate să plece de la un adevăr, de la un miez de adevăr și să ajungă la o mare minciună. Așa cum mi s-a întâmplat mie. Bun, deci obiectivul numărul 1, da, să faceți denunțuri, și obiectivul numărul 2? Cred că orgoliile dumnealui personale. Ce înseamnă? Și le-a accentuat între timp. Ambiții personale, nu vreau să dezvolt. Dacă simt nevoia pe parcurs să vă spun mai multe lucruri, probabil vi le voi spune. Domnul Pătru, pe vremea când erați mare șef în România, eu v-am criticat aspru. Da, știu. Eu însă încerc pe cât pot, cât mă duce și pe mine capul, în această viață să fiu corect. Iar eu când văd, eu sunt foarte inspirat de democrații serioase în care dacă s-ar fi descoperit că o unitate de procuratură face ceea ce face unitatea de elită a doamnei Chioveși, până la această oră toți erau sub anchetă, având prezumția de nevinovăție, dar dosarele lor toate erau puse sub semnul întrebării. Pentru întâia dată, după nu știu câte zile, când știm că serviciile astea de forță au făcut sondaje în România și au văzut că s-au prăbușit în momentul de față neîncrederea în procurori în urma dezvăluirilor și în urma tot a ceea ce au făcut ei, că nu-s doar dezvăluirile astea, a ajuns la peste 80% neîncredere. Iar o parte dintre cei care sunt întrebați nu spun, nu răspund, deci încrederea a ajuns la un nivel minim istoric. Este problema domniilor lor. Și văd că procurorul general astăzi, pentru întâia dată, probabil, eu știu, forțat de împrejurări, spune, domne, ar trebui totuși cumva să vedem cum facem cu bombele astea pe care le avem. Eu vreau să vă spun ceva în această seară, tocmai în virtutea faptului că eu vreau și în această seară, vorbind despre această chestiune, să fiu extrem de serios. Nu știu câte interviuri veți mai da. Probabil că nu. Motiv pentru care în această seară, datoria mea, pentru opinia publică și pentru adevăr, este să vă pun toate întrebările. Au fost publicații, de exemplu cum este Ziar de Cluj, care au vorbit despre faptul că dumneavoastră, pe perioada arestului și pe perioada anchetei, ați fost hărțuită la un nivel intim. Și acolo se spune chiar mai mult decât atât. Iar datoria mea pentru aflarea adevărului este să vă întreb direct. În perioada în care ați fost arestată și anchetată, s-a exercitat asupra dumneavoastră un fel de hărțuire, de încercare de a se intra în intimitatea dumneavoastră într-un mod pe care îl considerați abuziv? Sincer, da. Acum nu știu ce a scris acea
editură de care dumneavoastră îmi vorbiți. Puteți să-mi spuneți ca să știu, nu știu, chiar nu știu, să văd dacă nu cumva se merge mult prea departe. Dar cu siguranță da. Acolo s-a scris că Pasi a fost chiar violat. A, nu, nu. Exclus așa ceva. Exclus așa ceva. Dar ce s-a întâmplat? Cred că acest om a intrat mult prea mult în intimitatea mea, în viața mea. Cum s-a întâmplat asta? Nu știu, nu pot să-mi dau seama. Cunoștea atât de multe lucruri despre mine și o să vă dau un exemplu, un singur exemplu. Știți că dumnealui mi-a făcut al doilea dosar. Al doilea dosar, dintr-o ambiție personală. Pentru că n-am vrut să susțin un denunț, pentru că n-am vrut să-mi trădez un prieten. A făcut vreun denunț în toată perioada aia? Nu, a făcut Irina Socul un denunț pe care eu trebuia să-l susțin, pe care eu trebuia să-l copiez și să-l susțin ca și când era până la capăt. Nu, nu, nu. Ca și cum ar fi fost al amândorura. Aha. Acesta este cel de-al doilea dosar al meu. Și am spus că nu pot. Este mult prea mult pentru mine să-mi denunț un prieten. Și am refuzat categoric. Și le-am spus că nu o să merg mai departe. Nu pot. Dacă aș fi vrut să fac denunțuri, cred că și acum eram prietena lor și nu mai aveam niciun dosar. Sigur... Revenind la chestiunea a doua. Ați spus puțin mai devreme că se încerca din partea domnului Lucică să vi se ofere un tratament preferențial. Mi se oferea. Mi se oferea. Ce înseamnă acest tratament preferențial? Păi, așa cum îmi spuneau, eu nu cunosc foarte bine regulile dumnealor acolo, dar așa cum îmi spuneau, și era unul dintre comisari care îmi povestea atunci când mergeam la percheziția informatică, pentru că percheziția informatică se face la București, la sediul central, îmi spunea, doamna Pătru, simțiți dumneavoastră, aveți un regim preferențial. Nu știam, zic, de ce? Pentru că mergeți cu mașinile noastre, altfel ar fi trebuit să veniți cu Duba, să vă aducem cu Duba, Duba să vă ia, Duba să vă aducă. Deci trimitea o mașină ca să vă ia de la penitenciar și să vă aducă la Ploiești, dar nu era cu Duba. Nu, vă aducea încătușată? Am fost scoasă de atât de multe ori încât nu știu... Cred că de câteva ore am fost încătușată, dar mă încătușau până la mașină, acolo îmi deschideau de foarte puține ori, cred că de două ori, și din multitudinea de ieșiri pe care le... Mașinile astea ale cui? Era mașina lui Onea sau cu era? Sincer, nu știu dacă vreuna din mașinile cu care am fost dusă la DNA Ploiești a fost mașina personală a domnului Onea. Nu știu. Au fost mai multe mașini. Ok. Și vă lua cu... Deci nu cu Duba, cu o mașină așa, vă ducea la DNA Ploiești și acolo ce se întâmpla? Cât dura? Adică vă scotea dimineața și cât să dați o oră? Ore întregi stăteam. Ore întregi. Câte ore? 5, 6, 7 ore. 5, 6, 7 ore. Și aceste 5, 6, 7 ore, știu că plecam dimineața și ajungeam, bine, se și nopta mai devreme pentru că era în perioada de iarnă, în perioada... Dar aceste ore, 5, 6, 7 ore, unde le petreceați? De obicei în biroul domnului Ionea. În biroul domnului Ionea. Și în biroul domnului Ionea erau discuții legate de denunțuri și de nu știu mai ce. Mai erau și alte discuții? Sigur, mai erau și alte discuții. Știți cum? Discuțiile sunt... Trecem de la o discuție la alta. Vorbeam diverse. Despre oameni, despre mine, despre viața mea. V-a făcut impresia că... M-a pus la un moment dat să-mi scriu un CV-ul. Un CV-ul extins, să-i povestesc cum am ajuns la București, cine m-a numit în funcție, cine m-a ajutat. Era în sensul anchetei sau era în sensul interesului personal? Eu cred că în sensul interesului personal. Nu pot să-mi dau seama dacă o anchetă se face în acest mod, să îmi povestesc viața în scris. Ce credeți că își dorea de fapt, la un moment dat, domnul Ionea de la dumneavoastră? Sincer. Lăsați-mă să nu vă răspund. Și să vă spun de ce. Pentru că am decredibilizat această emisiune și am transformat-o în ceva de cancan. Vă spun doar atât. Știa foarte multe lucruri despre mine. Știa unde mă deplasez, cu cine mă întâlnesc, cât stau de vorbă cu anumiți oameni politici, și aici trebuie să vă povestesc neapărat. Avea anumite poze din telefonul meu care îi plăceau în mod deosebit. Și ca să vedeți că am proprietatea cuvintelor și vă spun adevărul, în al doilea rechizitoriu am foarte multe poze. Poze cu mine. Înțelegeți? Care e relevanța lor?
Probabil că în fața instanței relevanța lor era să arate că posed niște bijuterii, că am niște ceasuri la mână și așa mai departe. Asta cred eu. Dar una peste alta, una din pozele pe care eu le-am văzut în rechizitoriu era una din favoritele, pe care domnul Oneam spunea de fiecare dată că acea poză îl înnebunește. Și ce înnebunea? M-a amuzat, nu știu, că era o poză instituțională, nici măcar o poză... Nu știu cum să vă spun, n-avea niciun sens acea poză, dar, mă rog, era o poză care dumnealui îi plăcea, în mod deosebit. Și când am deschis rechizitoriu, m-am uitat și mi-am dat seama că mi-a afișat acolo o serie de poze, poze cu mine din casă, de la percheziție, când eram pe pat, când mai oboseam, vă dați seama că nu puteam să stau tot timpul în poziție de drepți, că oricum oamenii căutau prin casă, îmi făceau percheziții, la un moment dat obosisem, nu mai puteam, stăteam pe pat, mai vorbeam cu copilul. Și când stăteați pe pat, vă făceau poze? Da, mi-au făcut poze, m-am amuzat că am văzut asta în... Bine, mi-au făcut poze la toată casa, în grădină, de fapt asta era scopul, asta este scopul cel de-al doilea rechizitoriu, de unde am avut bani să-mi fac o casă. Asta a fost problema dumnealui. Dar bine, cumulată cu ura aceea viscerală, că începusem să lovesc în el și să spun opiniei publice ceea ce se întâmplă acolo, probabil asta a fost orgoliul lui personal. Resimțiți în momentul de față perioada respectivă ca fiind cum? Cum ați... Ca un coșmar. Ca un coșmar pe care probabil nu o să-l uit niciodată. În înregistrarea pe care noi o vedem, dumneavoastră sunteți, pare să, sub o presiune psihică majoră. Plângeți și e și o înregistrare audio pe care o vom relua în această seară. Deci dumneavoastră îi spuneți avocatului, de fapt nu, avocatul vă spune că acela este denunțul pe care spune eu ți l-am dictat. Nu, vreau să vă corectez puțin. Vreau. Acela nu era un denunț. O recunoaștere. O recunoaștere, da. Era o recunoaștere a faptelor pe care ei mi le... a faptelor pe care ei le descriseseră în rechizitoriu. Da. Acelui trafic de influență pe care mi se pusese în spate. Ok. Și... cum apare acel avocat în viața dumneavoastră, ca să zic așa, de arestată? Acel avocat mi-a fost impus. La un moment dat, singura mea șansă să ies de acolo era să fac această recunoaștere. Da, o recunoaștere totală a tuturor faptelor. V-a spus-o pe șleau? Da, v-a spus-o direct. Mi-au spus că nu o să-mi ia martor 5 luni, că voi sta 5 luni în arest, că nu voi vedea copilul, să încerc să mă autodepășesc și să fac această recunoaștere. Am rezistat 3 săptămâni, m-am tot gândit să fac, să nu fac lucrul acesta. Știam ce consecințe vor avea aceste declarații de recunoaștere, că practic ele sunt probe la dosar acum. Faptul că eu mi-am recunoscut faptele, sunt probe la dosar și sunt în defavoarea mea. Iar, după cum ați văzut, am renunțat să-mi iau martorii care trebuiau să vină și să infirme acele fapte, acele presupuse fapte. Practic erau martorii mei. Am renunțat la ei. Am renunțat la tot. Am spus, ok, dacă vă doriți acest lucru, am să-l fac. Bun. Era totuși o eroare mare dacă nu ați făcut acele fapte să le recunoașteți. A fost. Asta s-a întâmplat. Am acceptat, m-am resemnat și am spus că trebuie să ies. Și am ieșit. Ideea de a înregistra pe avocat. După ce am făcut acele declarații de recunoaștere, deși asta este una, cred, ce aveți dumneavoastră, mai există o declarație. Eu nu posed aceste, eu nu mai am aceste înregistrări, dar știu sigur că mai este o declarație în afară de cea dată în data de 7, mai este una pe data de 13, în care resemnată tot ce dictau ei, spuneam, da, recunosc că am făcut, vă rog, asta e viața, accept orice, dați-mi drumul să ajung la copilul meu. Așa s-au desfășurat lucrurile. Mi-am asumat. Domnul din imagine este avocatul impus, da? Da. La un moment dat, că așa apare această înregistrare, dumneavoastră îl înregistrați, corect? Da. Pentru a avea o probă a faptului că el
a dictat acea cerere de recunoaștere și că el este plătit, avocatul dumneavoastră este plătit de denunțătoarea care a încercat să vă bage în pușcărie, corect? Și să-și salveze pielea cu această ocazie a denunțului. Bun. Vă vine această idee realizând eroarea pe care ați făcut-o de a face ceea ce vi s-a spus și anume să acceptați avocatul impus, să faceți ceea ce vă dictează el și așa mai departe? Nu, n-am înțeles întrebarea, da. Adică, întreb de ce ați făcut acea înregistrare? Ca să puteți proba ce? Acea înregistrare de după cu domnul avocat. Ca să devoalez oarecum ceea ce s-a întâmplat acolo. Să știți că, și vă spun cu sinceritate, și cred că este pentru prima dată când spun acest lucru, mi-am dorit atât de mult să ies și să-mi salvez copilul, că era într-o stare psihică precară, încât am acceptat și ideea că dacă nu voi lua cu suspendare, așa cum ei îmi promiseseră, să merg la închisoare. Important pentru mine a fost în acel moment să ies și să-mi salvez copilul. Asta era. Nu mai vedeam nimic. Nu vroiam să aud nimic. Indiferent ce mi-ar fi spus oricine, nu acceptam. Trebuia să ies. Și am făcut-o. Cred că cel mai greu în viața asta, eu sunt o femeie foarte puternică, dar cel mai greu moment pe care l-am trăit a fost să mă văd copilul acolo, suferind. O suferință atât de mare încât n-am putut să o suport. N-a venit numai odată, a venit de mult mai multe ori. Nu am putut să o suport. Ați declarat un lucru care a fost așa șocant pentru toată lumea. Ați spus că la una dintre vizitele pe care vi le-a făcut copilul dumneavoastră, a spus, mamă, hai să ne sinucidem amândoi. Ce se întâmplase? Adică... V-am spus, era într-o stare de șoc. Nu-și revenea, se accentua pe zi ce trecea, deși eu aveam dreptul la vizită o dată pe săptămână. El era singurul care putea să vină să mă vadă. În rest, nu era acceptat nimeni. Și a mai venit odată mama mea. Și simțeam că nu mai poate să ducă această povară. Îl simțeam. Stăteam de vorbă, încercam să fiu puternică. Și să explic că sunt momente în viață pe care trebuie să le depășim. Dar nu a putut. Nu putea să înțeleagă de ce eu sunt acolo. Dom'le, judecătorii... Sigur, vor avea toate datele pe masă și vor hotărâi ceea ce vor considera că este drept. Sper, din toată inima, ca judecătorii, în momentul în care văd că ceva vine de la unitatea Haules și, în general, în momentul de față, pentru că nu este un caz izolat. Din păcate, sunt foarte multe cazuri, sunt foarte mulți procurori care au fost folosiți în această manieră. Avem pe Eva, avem la Oradea, avem peste tot astfel de cazuri, din păcate. Bun, problema e așa. Ce se întâmplă cu cineva care ajunge într-o astfel de situație? Ce se întâmplă în mintea lui? Ce se întâmplă când se exercită această presiune asupra lui? Când cineva intră în viața ta? Când cineva îți arată pozele din telefon? Bun, dumneavoastră cred că știți la fel de bine ca mine, ca oricine, ceea ce făcea Onea, să vă arate pozele dumneavoastră din telefon. Era un fel de presiune psihică și, de fapt, de poliție politică. În momentul în care folosești chestiuni private din viața cuiva, mai ales cum ar fi fotografii, mesaje, lucruri de felul acesta pe care oamenii le au în relațiile lor, această formă de introziune și de presiune asupra cuiva este absolut de nepermis. În momentul în care este ceva privat, acele lucruri trebuie să fie pur și simplu date deoparte și trebuie rămas la fapte. Dar se întâmplă ca în anii 50, în care se încearcă folosirea elementelor personale pentru presiune împotriva cuiva. Pentru că oamenii trebuie paradiți în mod... Ce se întâmplă cu cineva care trece prin acest lucru? Bănuiesc că nu știu câți prieteni v-au mai rămas aproape. Era un moment, nu? Ajungi să fie arestat. Cine vrea să-și mai arate prietenia sau suportul pentru cineva care este un corupt, este un penal, este un... Eu știu cum mai este. Ce se întâmplă cu cineva care trece prin această experiență? Sigur, este greu de descris. Din fericire, mie nu mi-au plecat prietenii. Din contră,
m-am și regăsit cu niște prieteni. Este foarte, foarte greu și nu cred că în cuvinte, dacă eu vă explic în cuvinte, dumneavoastră veți simți ce trăiește un om într-o asemenea situație. Iar pentru o mamă este mult mai greu decât pentru oricine. Sigur, ajungi într-o stare în care nu mai poți să te manifesti ca om. Te simți un animal. Eu asta am simțit în acele momente. Că nu mai ești om. Ești un animal pe care ei îl manevrează așa cum își doresc. Nu sunt cuvinte, domnul Gădea. E foarte greu să descrii o asemenea stare. Până ieri fusese președintele Autorității Electorale Permanente și apoi vă treziți în pușcărie. Sunt întâlniri, discuții, chestiuni la care Onea, Lucică, face referire în discuțiile alea de 7 ore cu dumneavoastră, face referire la oameni politici, face referire el având, filându-vă și ascultându-vă și așa mai departe, sunt momente de felul acesta? Sigur că da. Eu mi-aș dori tare mult și sunt convinsă că la un moment dat se vor întâmpla lucrurile astea. Câțiva prieteni de-ai dumnealui, că mi-a explicat că e foarte angrenat în anumite cercuri, gen SRI, cum adică, gen și alte structuri, mai spunea că el este un om foarte important și... Haideți să rămânem un pic aici. Numai un pic că revenim. Sunt convinsă că și dumnealui în acel birou a avut înregistrări. Și la un moment dat, totul se poate proba, iar toate lucrurile astea vor ieși la iveală. Tot ce mi s-a întâmplat în mine, în acele ore pe care eu le petreceam cu Lucian Onea, sau mă rog, mai erau și comisari, era și Irina Socol, uneori mai venea și dumneai, ne mai vedeam, mai aducea o pizza pentru toată lumea, așa cum am spus, niște bomboane, niște sucuri, era așa, ca într-un fel de familie acolo. Și sunt convinsă, domnul Gâdea, că la un moment dat vor ieși și acele înregistrări în care eu trebuia să suport josniciile acestui om și să-l ascult. Dumneavoastră trebuie să suportați josniciile acestui om? Da. Puteți să-mi dați, fără, dacă nu vreți să-mi povestiți, puteți să-mi dați măcar un detaliu, un indiciu cu privire la aceste josnicii? Nu. N-am să vă dau. V-am spus. Cred că am depășit niște limite și nu cred că este normal. Dumneavoastră spuneți exact ce doriți și cât doriți. Și e ultima dată când vă întreb despre asta, pentru că nu vreau să fiu înțeles greșit. Dar în momentul în care cineva este în stare de arest, în momentul în care cineva este la mâna un individ ca Lucică, care are ca înțelegere că actul de justiție este paradeală, el dă explicația aceasta și definiția, el face paradel de oameni. În momentul în care el folosește oameni ca portocală zdreanță, în momentul în care face toate lucrurile pe care le-am auzit pe acele înregistrări, dă informații din dosarele lui Vlad Cosma, asistă momentul în care procurarea Giluela îl aranja ca să înfunde pe cineva ca martor la o înfruntare, nu poți să fii șeful unității de elită, toate lucrurile astea se întâmplă sub tine și dintr-o dată tu să fii arhanghelul Mihail. Nu există așa ceva. Bun. Pe mine mă interesează următorul lucru. El știe absolut tot ce se întâmplă, domnul. Evident că știe. Pe mine mă interesează următorul lucru. Dar ei și folosea că nu l-au luat pe portocală de la Curtea de Apel pentru că nu știa cine e. Tocmai pentru că știa cine e. Pe mine mă interesează următorul lucru. Dumneavoastră și așa cred că putem să înțelegem mai bine la ce vreau eu să mă refer. Dumneavoastră, în starea de arest pe care o aveți, în fața anchetatorului dumneavoastră, adusă din arest câte ținută în biroul lui câte 7 ore și spuneți că se dădea la josnicii și că acele josnicii or să apară.
Este ceva dintre lucrurile pe care, nici în libertate, dar în stare de arest, cum erați dumneavoastră, un bărbat nu le poate face cu o femeie? Mi-e greu să înțeleg. Reformulați oarecum întrebarea. Este, când spuneți că erau josnicii și că sperați că aceste lucruri să apară. Mie nu mai mi s-au întâmplat. Nu vi s-a întâmplat. În viața mea, nu. Și eu n-am crezut că în țara mea se poate întâmpla așa ceva. Acest gen de anchete, aceste josnicii la care am fost supusă, eu cred că... Josnicii care se pot întâmpla între un bărbat și o femeie? Sigur că da. Bun. Și asta spun, cu atât mai mult cât femeia era arestată. Cu atât și mai mult, depindea de el. Deci acel gen de josnicii. Da. Cred că, fără să intrăm în detalii, ați fost cât se poate de clar. Domnul Pătru, nu v-a trecut prin minte. Vedeți, așa, aflându-ne la altitudinea ales a unor deontologi ai noii securități, explică cum trebuie făcut și cum nu trebuie făcut, ce trebuie să facă un om și ce nu trebuie să facă un om. Am fost de mic fascinat de diverse momente grele din istorie. Am aflat de la bunica mea, am aflat de la părinții mei, tot felul de momente grele pe care le-au pățit oameni prin anii 50 în România. Am mai fost foarte interesat la un moment dat și am citit, fiind ultragia de ce li s-a întâmplat comunității evreiești, Holocaustul. Am citit unele cărți care erau, cum să spun, aveam nevoie după aia de zile să-mi revin citind tragediile care se întâmplau acolo. Sigur, păstrând proporțiile, acum descoperim o serie întreagă de lucruri. Și vă mărturisesc că în fața a ceea ce am aflat că doamna Andreea Cosma a avut de ales. A zis, domnule, îl țin pe ăsta în șah, îl pun să-mi dea, las să-mi dea mesaje de iubire și în care el recunoaște că de fapt vrea să-i bage pe tatăl meu și pe fratele meu fiind nevinovați. Îl înregistrează în mod permanent și așa mai departe. Eu nu sunt în situația de a judeca pe cineva care face asta pentru familie. Vă spun foarte sincer. Dar dacă la unitatea Haules, unul dintre procurori, procurorul vedetă, portocală, zdreanță, cel care avea o singură bucurie să paradească cetățeni, făcea, lua pe cineva sub control judiciar, spunea că o arestează pentru a dezvolta o relație intimă. Șeful lui o fi fost mai bun de atât? La fel sau mai rău? Sigur, nu s-a ajuns atât de departe. Dar nu știu ce să vă spun. Eu cred că sunt toți după același calapod. Atât el, cât și domnul Negulescu. Nu are nimic în plus domnul Negulescu. Și nu v-a trecut prin minte vreo clipă să spuneți, domne, asta e situația, totuși trebuie să ies de aici. Nu m-am gândit atât de departe. Oricum, făcusem o dovadă că sunt de bună credință încât le-am recunoscut acele fapte care nu exista. Nu puteam să mergem mult mai departe. Era exclus. Ați povestit în perioada respectivă cuiva josniciile astea? Să știți că m-am ferit să spun lucrurile acestea. Probabil unor persoane mai apropiate de mine, da. Dar foarte puține. Știți care este unul dintre lucrurile pentru care eu v-am invitat în seara asta? Nu. Este că am aflat din alte surse, nu de la dumneavoastră, de aceste josnicii. Iar în momentul în care am aflat într-o sursă foarte credibilă, am simțit că mă nec de revoltă. Am 3 surori, am o mamă, am o fetiță. Să-l ferească Dumnezeu pe unul care e capabil de asemenea josnicii, de furia. N-a fost suficient
v-au adus și bunica de 90... Câți ani are acum? 90 de ani. 90 de ani, mulțumim. Doamne ajută. Dați, vă rog, câteva imagini, așa să ne uităm la ele. Da. Știi unde sunteți și de ce ați venit? Știu de ce. Am venit și eu aici, că așa îmi vine să și plâng. Hai, cum am venit de acasă. La... Să văd și eu ce-a făcut Dâneau, că mi-a nenorocit copilul. Am fost foarte bolnavă și sunt foarte bolnavă și m-a luat de la pat. M-a luat pe mine citația asta, că n-am știut de ce mă cheamă la justiție. Că la justiție m-a chemat. Și eu atunci când am văzut, m-a speriat mai tare. Mai tare. Și zic, mă, ce să fie? Pe urmă mi-am dat seama că trebuie să fie... Eu nu l-am desfăcut plicul până n-a venit fata de la Vâlcea Mare, că mi-era frică că cine știe de ce dau, dacă îl desfac și nu știu ce spre ce e vorba, în plic, știi? Și în momentul ăla când l-am desfăcut, când l-a desfăcut fata, că fata a venit să vină acasă neapărat, că pe mine mă cheamă la justiție și nu știu despre ce e vorba. Zic, tu fii foarte atent să nu, că ea zicea că vine să culege în via în ziua elantă. Și zic, nu ajungi până a culege în via și via asta seară că nu pot să rezist. Și eu până mâine dimineață, cine știe ce se întâmplă cu mine, că eu nu știu ce vorbă e cu rugiști, cu justiția. Fusei acolo unde fusei chemată, spuseră oamenii despre ce e vorba. Foarte frumos mi-au vorbit oamenii. Înăuntru acolo, da? Înăuntru acolo, erau doi ofițeri, da. Și cu o fată tânără. Și mi-a vorbit și fata și... ofițerii foarte frumos și ce m-au întrebat, asta le-am spus. Le-am spus că am pământ, m-a întrebat ce pământ am, m-a întrebat de multe lucruri. Cum îi cheamă pe părinți, cum așa. Pe Ana cine a crescut-o pe nepoata dumneavoastră? Eu am crescut-o. De ce credeți că este mai rău în ziua de astăzi decât în vremea războiului? Așa cum ați zis dumneavoastră. Știți de ce? Pentru că, vedeți dumneavoastră, pe timpul ăla de atunci, când soțul meu a fost la război, era cu totul altceva viața. Se știa de respect, se știa de omenie, de multe lucruri importante. Pe când acum se omoară ca câini, între ei e un război adevărat, așa se numește. Eu pai că zic că ăsta e războiul, nu cel care a fost atunci. Bunica, ce știți despre DNA? Ce părere aveți despre modul în care se face justiția în România în momentul ăsta? Se face pe undeva cu dreptăți, iar pe undeva din cauza că a băgat oameni foarte, foarte mulți la pușcărie și fiind precis vinovați, că eu știu de la televizor că nu sunt vinovați, ei că sunt vinovați câte unii, sunt vinovați, ăia merită să meargă. Dar nu atâta lume care i-a băgat codruța asta, i-a băgat nevinovați. Codruța asta a fost o fată care n-a avut și nu are, că se vede după mimicul feței. Omul care e om și care cunoaște la om, să vede după mimicul feții care e om dușmanos. Doamnă, vă dau cuvântul de onoare cu mâna pe inimă. Cunosc toți oamenii și toate femeile care cum sunt. Da, beata doamna Codruța, mie nu mi s-a părut niciodată că e femeie, să simte și ea așa adevărul vieță. Adevărul vieță ăsta e, care să vorbești bine cu toată lumea, să te iubească toată lumea, să fii între lume om însemnat, dar nu așa cum o lua dânsa, că
și-a bătut joc de atâta lume. Și-a bătut joc de atâta lume, doamna Codruța. Și-a bătut lume. Da, asta aș vrea să o văd la pușcărie. Asta. DNA-ul ăsta. Aș vrea să-l văd la pușcărie că a fost prea rău și a băgat prea multă lume și lumea și din cauza asta că a băgat-o la drumul ăsta rău pe care a pornit, nu trebuia să pornească așa. Trebuia să lase lumea la rând cum a fost pușcăria și înainte. Făceau, e adevărat că făceau. E adevărat că făceau pușcărie, dar făceau pe drept. N-ați făcut o să lăcrimeze pe Ana acum? Păi și... Nu. Să uite în seara asta la noi, bunica? Sigur. Deci e bine sănătoasă, da. Imaginele când e târât acolo la DNA. Colegii mei l-au dat mai pe scurt acum. Imaginele când e târât acolo, când e luată cu căruciorul, când... Te întreb ce rost au lucrurile astea. Te întreb de ce și de ce să procedeze așa. Adică există multe variante. Există inclusiv varianta să se placeze, are ceva 90 de ani, te duci acasă la el, ai ții cu întrebări. Dacă e corect ca lucrurile să fie așa, dacă e ceva acolo care procurorii trebuie să afle, sigur, nimeni nu le spune să nu afle. Dar să târăști oamenii la maniera asta este totuși ceva ce pe mine mă lasă. Doamnelor și domnilor, luăm 2 minute de pauză și va fi finalul acestui interviu și apoi o a doua parte extrem de importantă. Rămâneți cu noi. Aveam probleme cu tranzitul, balonări, orice aș fi mâncat. De când iau Colon Help, mă simt atât de bine. Și eu am folosit Colon Help. Am și slăbit cu el. Dar am uitat cât era de bun. Ai și pentru mine o porție? Începe din nou o cură de Colon Help. Alege Colon Help 100% natural, cel mai iubit produs de detoxifiere și slăbire de la Zenith. Colon Help este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ușuroi de treabă pentru prezentarea de mâine. Și ce dacă sunt 3 manageri? Dacă nu le plac ideile mele, nu o să mă port cu ei cu mănuși. Am și yoga săptămâna asta. Pare că le fac pe toate. De când fac prăjituri fără frică, fac totul fără frică. Mixuri pentru prăjituri de la Dr. Edgar. A luat durerea de cap? Cafetin începe să acționeze după 15 minute. Între timp, poți să te gândești la ceva relaxant. O combinație de ingrediente pentru combaterea durerilor de cap. Cafetin. Grăbește-te să prinzi ofertele noi. Doar până duminică ai orez bob rotund Camolino 1 kg la 3,39 lei. Mix de fructe uscate 200 de grame la numai 5,49 lei. Și salam de vară 350 de grame la doar 6,79 lei. Lidl, meriți să fii surprins. Netratate la timp, durerile îți pot provoca neplăceri și mai mari. O durere de spate pe care o ignori te poate duce la eșec, ceea ce îți poate da dureri de cap. Iar când să te resemnezi, mai ai parte și de durere de dinți. Paduden Forte acționează rapid asupra durerii și distruge lanțul consecințelor neplăcute, eficient împotriva celor mai frecvente dureri de cap, de spate și de dinți. Padurere, Paduden Forte. Acest medicament conține ibuprofen 400 mg și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. O inimă sănătoasă iubește mai mult. Și viața e mai frumoasă de când o ascult. Bate într-una și bate răzând, dragostea iar mă va face să cânt. O inimă sănătoasă iubește mai mult. Farmacia inimii Catena. Xtonim Xilo Aroma cu uleiuri volatile desfundă nasul mult și bine. Acțiune delicată, respirație intensă. Gata! Bravo! Cine vrea să ciocnească cu bulinuță? Eu! Hei, nu lua pe aurică! Leule, nu ți le iau pe aurică! Nici pe dunguliță. De ce nu le iei pe al tău? Dar bonderelul meu nu e gata. Nu-i nimic, nici nu ciocneam. Doar te testam.
Trimite-ne și tu o fotografie cu oul decorat de copilul tău pentru expoziția de ouă Carmin de pe oetker.ro și poți câștiga una dintre cele 5 biciclete Pegas pentru copii. Carmin, mai mult decât culoare, de la Dr. Oetker. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Doamnelor și domnilor, în această seară, în studioul nostru, fostul șef al Autorității Electorale Permanente, care a fost arestată și anchetată de unitatea de elită Haules, a luat daună totală, paradeală la nivel înalt. Bun, haideți să facem felul următor. Aș vrea să ascultăm înregistrarea pe care dumneavoastră ați făcut-o pentru a avea o probă cu privire la avocatul care v-a fost impus și care v-a dictat cum ar trebui să recunoașteți faptele. Haideți să auzim această înregistrare vitală pentru a înțelege cum se fac lucrurile. Deci tu ești luat de acasă, te iau cu mascații, te aduc. Din momentul în care ai intrat, ai ajuns la unitatea Haules cu tot alaiul după tine și la această manieră, e limpede, nu? Cine vor ei să te prezinte că ești. După treaba asta, la un moment dat se explică, dacă vrei să ieși de la Haules, uite, ar trebui să ai avocatul ăsta și să faci asta. Ia să auzim ce apare pe această înregistrare ca să vedem ce este dincolo de ea. Auzite, credeți că ei au avut vreo miză cu mine? Totuși, să faci un dosar într-o lună? Bine, în afară faptului că am înțeles de Irina și cu Cerneanu, dar, frate, care a fost miza? Deci nu s-a întâmplat la anul trecut. Dar n-am luat o femeie de serviciu de la autoritate. Am luat-o pe președinta autorității, cu rang de ministru. Că ei au reținut, zice, ca ajut, era avea rang de secretar de stat, dacă președinte... Rang de ministru. Și atunci am luat-o pe președinta autorității, că, da, și în ideea că... Mă gândesc ca miză, că înțeleg că puteau să facă denunțurile astea în vară, de exemplu, sau un an, sau acum un an, sau acum doi. De ce a fost chiar acum pe mine? Asta mă... În preajma alegeri. De ce au simțit ei că ceva? Sau care a fost ideea? Asta nu știu, cu interesul. De ce oare m-au arestat cu legi? Cu ce am deranjat eu? Că dosarul ăsta e făcut într-o lună de zile. Care, de ce mi s-a părut dumneavoastră? Că sunt de-asta... disperat să iau oameni. Avea un dosar care a început pe 10 octombrie și s-a terminat pe 16 noiembrie. Deci într-o lună de zile, să muncești o lună de zile să ții un băț sau iei un ministru. Sau un echivalent de ministru. Asta e miza. Au ieșit cu un băț. Deci au muncit două luni, noiembrie, decembrie și cât a fost de octombrie, exact două luni și un pic, în care au muncit o lună la început și au așteptat, și au zis, hai să vedem cine mai este ca să mai punem acolo, să pregătim pentru anul viitor. Asta e ideea, cu cât e unul mai mare, poate sper că acest dă să fie tot de rangul lui. La Ploiești. Deci la Ploiești nu ieși din arest preventiv? Dacă vor. Da. Deci nu ieși. Eu am văzut pe Niță și pe procuroarea. Ei să au intrat pe aceeași... Nu acum, dar data trecută au intrat pe aceeași ușă, au ieșit pe aceeași ușă. Adică e clar că de acolo nu avea nicio șansă să ieși decât pe recunoaștere totală. Dovedă că Cucoana s-a opus pe față și, în schimb, a doua zi, din oare, ce stai liniștită că... O să fie acasă de Crăciun. Deci mie mi-a zis, n-am avut curaj să zic că o să fie acasă de Crăciun, dar mi-a zis, zice, doamne, îți promit 100% că va fi acasă de anul nou. Vorbește separat de justiția, se înfăptuiește prin Înalta Curte de Casație și Justiție și instanțele judecătorești. Și alt capitol de Ministerul Public, care reprezintă interesele statului. Deci un apărător al interesului statului, un avocat public. În schimb, mai departe, următorul 126, e articolul care dă cu muci în fasolă și zice Consiliul Superior al Magistraturii. În loc să fie Consiliul Superior al Magistraturii referire la judecători, îi bagă și pe căcații de procuror și îi face magistrații. Și din cauza asta, procurorii au tupeu și îi spun că sunt magistrații. Și nu trebuie să fie, pentru că n-au cum să fie. Procurorul nu poate să fie magistrat. Procurorul este un apărător public. Și avocat. Exact. Este avocat public. Așa? Nu e acuzator public.
Și normal trebuie apărător public pentru că apără interesele statului. Interesele statului sunt de acuzare, a detragere la răspundere a celor vinovați de încălcarea legii. Dar câte vreme procurorii României intră pe aceeași ușă cu judecătorii, nu o să ai justiția României. Deci, principiul ăla, justiția se înfăptuiește, este contrazis de articolul referitor la CSM. Și din cauza asta, tupeu care l-au ăștia. CSM-ul nu are voie să comenteze legile, în afară de legile privind organizarea judiciară judecătorească. CSM-ul nu are voie să comenteze textele de lege, că CSM-ul trebuie să fie un corp profesional, mă rog, organul de conducere profesională a magistraților și de acolo trebuie să-i scoată pe procuror, n-ai decât să faci și CSP-ul, Consiliul Superior al Procuraturii, dar fac altul, mai pun un articol, n-are ce să caute. CSM-ul e legat de justiție, CSP-ul să fie legat de procurori și noi ăștia procurorii nu sunt magistrați. Și mă uit și legea de organizare, unde procurorul se vine ca și mine, stă la masă să-și ia dosarele, nu stă acolo și pe postament. Asta e dat jos cât a fost Monica Macovei. Și după aia jevo și iar s-au ridicat. Iar și-au pus postament acolo, că vezi, doamne, nu, câte vreme el intră pe aceeași ușă cu judecătorul, nu vei avea justiție în țara asta. Pum, tu ai văzut că te-ai convins. Eu am apelat la chestia asta, deci practic am determinat-o pe Madame Răileanu, ca pe gura a zis una, dar în fapt a făcut alta. Că ea, ați văzut? Ați văzut? Pe de asta trebuia să vă țineți de ea. Că, uite, Cristi mi-a zis așa, băi, dacă domnul Stai, în momentul în care i-a promis ceva foarte bine, te-ai umilit, ai spus ce n-ai făcut, ai văzut, dar trebuia să se țină de cuvânt Răileanu și cu Onea cu ceea ce i-a promis lui. Auziți, dar credeți că ei au avut vreo miză cu mine? Totuși, să faci un dosar într-o lună? Bine, în afară faptului că am înțeles de Irina și cu Cerneanu, dar, frate, care a fost miza? De ce nu s-a întâmplat la anul trecut? Dar n-am luat o femeie de serviciu de la autoritate. Am luat-o pe președinta autorității, cu rang de ministru. Că ei au reținut, zice, ca ajut. Era avea rang de secretar de stat, dar președinte... Rang de ministru. Și atunci am luat-o pe președinta autorității, că da, în ideea că... Mă gândesc ca miză, că înțeleg că puteau să facă denunțurile astea în vară, de exemplu, sau acum un an, sau acum doi. De ce a fost chiar acum pe mine? Asta mă... În preajma alegeri. De ce? Au simțit ei că ceva? Sau care a fost ideea? Asta nu știu, e interesant. Aceasta este discuția dintre doamna Ana Maria Pătru și avocatul impus de către procuratură și denunțătoare. Asta s-a mai întâmplat la procesul lui Ceaușescu, când avocatul era împotriva, încerca să-i infunde pe ceaușești mai arbitrar decât procurori. De ce vroiau ei să vă ia? Pentru că suna bine, era, mai puneau o insignă, o decorație pe pieptul unității de elită Haulets. Da, așa este, cum au spus. Mai puneau un băț, luau un băț pentru asta. Așa cum a spus avocatul. În perioada în care ați fost sub urmărire, că aici e chestie interesantă, deci ei vă pun sub filaj, urmărire, mandat de siguranță națională, ce era? Nu cred că am avut mandat de siguranță națională. Dar un mandat de... Da, un mandat filaj, de filaj, ascultare... interceptare, audio, video, fotografiere... Bun. În perioada respectivă v-ați întâlnit cu politicieni importanți sau cu demnitari mari ai statului, pentru că în felul acesta, urmărindu-vă pe dumneavoastră, având mandat pe dumneavoastră, poate puteau să ajungă cu ocazia asta și la ei. V-ați întâlnit cu cineva important din stat în perioada respectivă? Nu, că acest mandat a fost pe o perioadă destul de scurtă, o perioadă de 2 luni de zile, o lună jumătate, cred, iar eu în această perioadă am fost plecată din țară, deci practic nu știu la ce le-a folosit acest mandat. Dar nici nu există nicio înregistrare la dosar, de altfel nu există nicio probă, dar așa au considerat dumnealor că le trebuie un mandat cu tot acâmul, cum s-ar spune, de filaj, interceptare, audio, video, fotografiere și așa mai departe. Probabil le era necesar pentru întâlnirea cu Irina Socol atunci când au cablat-o ca pe un robot, bănuiesc, nu știu, ca să mă înregistreze. Uneori, orele alea multe pe care le petreceați în biroul lui Lucică, erau
ore pe care le putem deduce. Altele erau ore în care venea și denunțătoarea, înțeleg, nu a zis dumneavoastră mai devreme. Da, deci, a fost de câteva denunțătoarea... Da. Deci eu nu aveam voie să mă văd cu ea, că era martor denunțător în dosar, ei o aduceau. Dar de ce organizau întâlnirile astea? Un denunț se face din două, trei persoane. Un denunț făcut de o persoană nu prea ține în instanță. Și atunci încercam... Ca să vă pună de acord. Da, să ne pună de acord, să mă convingă, să găsim soluții pentru a fi credibile, a fi credibil denunțul ei. Mă foloseau și pe mine și așa se încheia un alt dosar. Și vreau să vă ceram în felul acesta să-mi fundă niște oameni în mod special, adică niște oameni cu funcții, nu trebuie să spun. Numai oameni cu funcții. Numai oameni cu funcții, da. Au încercat, să înfunde și alte persoane din alte zone. Erau persoane din spațiu public, demnitari, politicieni, mai erau și alte persoane pe care auzeați în discuții respective că vor să le înfunde din alte zone? Da, la momentul respectiv... Se discutau de tot felul de persoane, inclusiv jurnaliști. Jurnaliști? Persoane publice, politice, mă rog, oameni cu rang și jurnaliștii sunt oameni de stat. Și cum vor... Nu, slujesc interesul public, exact. Nefiind plătiți de stat. Dar cum oamenii vreau ca să pună mâna pe ei, ca să-i înhațe? Că așa a zis doamna Chioveși înregistrarea de la DNA, că noi trebuie să înhățăm. Au metodele lor. Au metodele lor. Dar probe au, adică... Știți, eu nu cred în probele lor. Pentru că am văzut cum se fac dosarele acolo. Am fost părtașe. Inclusiv la dosarul meu, cel de-al doilea dosar. Eu am fost parte, am fost martor în acel dosar. Și au întors dosarul acela împotriva mea. Ca să vedeți, deci știu foarte bine cum se fac probele, cum își calculează, cum găsesc metodele necesare încât să închege un dosar atât de bine, să arate așa ca o poveste, să impresioneze judecătorul. Mă rog, cu probele care unele sunt false, unele nu sunt, altele sunt, dar le adună pe toate și reușesc să întocmească un rechizitoriu și să arunce un om în instanță. Și uneori îl bagă și în pușcărie. V-am rugat în seara asta că ne puteți să aduce niște poze din activitatea dumneavoastră. Și ne-ați trimis niște fotografii și aș vrea să rog pe colegii mei să le difuzăm, pentru că poate e important de înțeles. Noi o să difuzăm în scurtă vreme, domnilor și domnilor, un interviu foarte important. O să vedeți în câteva clipi. Haideți să vedem fotografiile. Cu cine sunteți aici? Cu președintele Fundației Internaționale, IFAS, William Sweeney. Este... Unde era fotografia? În America. Atunci când aveam acel mandat de interceptare, mă aflam la alegeri în America. V-am și văzut pe dumneavoastră în avion, dar la vremea respectivă nu ne cunoșteam. Am și plecat, ne-am și întors împreună. Erau alegerile când alegeri prezidențiale? Din America, da. Da, am fost în perioada respectivă la Washington și erați în același avion? Am fost și la plecare și la venire, dar nu ne cunoșteam. Absolut întâmplător, da. Da. Așa? Aici, împreună cu colegii mei de la Autoritatea Electorală Permanentă, devenisem membri ai Organizației Mondiale a Oficialilor Electorale Europeni. Cred că deja obținusem funcția de vicepreședinte în acel moment, în 2013, iar în 2015 am candidat la funcția de președinte pe care am și obținut-o. Interesant. Ok, mai departe. Probabil că eram la o conferință, nu știu exact să vă dau detalii. Cred că la conferința oficialilor electorale europeni. Nu pot să-mi dau seama în această poză unde mă aflu. Probabil la o conferință. Ok. Câți ani a fost președintele Autorității Electorale Permanente? Am fost vicepreședinte inițial din 2012 până în 2016, când am fost arestat, am fost președinte al Autorității Electorale. Tot la conferințe internaționale? Tot la conferințe internaționale. Acesta este secretarul general al Comisiei de la Veneția. Avusesem o conferință și l-am invitat în România și venit. Okay. Dezbăteam legile electorale.
Aici sunt partenerii noștri de la, nu mi-aduc aminte foarte bine, dar cred că sunt partenerii noștri din Franța. A trecut foarte mult timp și nu mai mi-aduc aminte. Da. Sunt parteneri, omologi de-ai mei. Aici, cred că eram în India, candidasem la președinția mondială și cred că deja o obținusem. Urma să facem conferința și mondială în România. Mondială, ce înseamnă? Conferința mondială este organizație a tuturor oficialilor electorali, a tuturor instituțiilor, omologe instituției noastre, după toate continentele. Este o organizație foarte mare la care am candidat și am fost aleasă de aproape 600 de oameni. Meritul nu a fost numai al meu, meritul a fost al instituției. Bun. Și una și alta, probabil. Da. Aici? Așa, aici, la conferințe, cred că eram la Seul, în Coreea de Sud, când am pus pe picioare această organizație. Practic, eu am făcut parte dintre membrii fondatori a acestei organizații. Sunt membri după toate continentele. Dar secretarul general, care avea rang de prim-ministru, este din Coreea de Sud. Practic, secretariatul general acolo este. Ok, mai avem fotografii? Bun. Doamna, am ajuns în punctul esențial al emisiunii din seara asta. Dumneavoastră sunteți acuzată printr-un denunț, așa cum l-am auzit, că ați făcut trafic de influență ca cineva să obțină un anumit contract. Corect? Și să deruleze. Și să deruleze. Da. Cum răspundeți la această chestiune și la modul în care, desigur, mai ales ea stă în picioare sau nu? Pentru că noi am zis, hai să vedem, mai întrebăm și noi, în stânga, în dreapta, încerci să afli, când ești în fața unei astfel de chestiuni, încerci să afli de oameni care știu cum stau lucrurile. Și colegii mei s-au gândit să-l sune pe vicepreședintele Autorității Electorale Permanente, pe domnul Marian Muhuleț, să vedem ce spune domnia sa despre modul în care cea care a fost președintele autorității este în situația de a răspunde acestor acuzații făcute de unitatea Haules. Ia să-l auzim. Bună ziua! Bună ziua! Am putea să-ți vorbă în interviu. Vreau să vă întreb legat de procedurile de achiziție, de licitație și achiziție a aplicației acestea de soft. A fost un anumit trafic de influență în perioada 2008-2011 la nivelul AEP pentru contractarea, cine a câștigat, cred că firma Siveco. Știi de acest lucru? Există această posibilitate? Nu există posibilitate. Noastră, ca personar, ca vicepreședinte, nu? Credeți că a putut să existe un astfel de trafic? Nu, nu a putut să existe niciun trafic de influență. Și aș putea să ține chestia asta prin multitudinea persoanelor care fac parte din procedura asta de achiziție. Pot să vă spun pe scurt că este exclusă varianta aceasta datorită faptului că o astfel de procedură este supusă controlului unei comisii de licitație și din cadrul AEP, mai mult decât atât, unor instituții care nu sunt AEP, gen Curtea de Conturi, gen au fost membri în comisie de la Institutul Național de Statistică, mai nou de către Comitetul Tehnico-Economic de pe lângă Ministerul Societății Informaționale. Deci nu e o singură instituție care se preocupă de subiectul unei astfel de achiziții. Adică să vrei să faci așa ceva, chiar dacă ești conducătorul instituției, ar trebui să ai de-a face cu prea mulți oameni ca să poți să faci așa ceva. Când începe achiziționarea softului înainte de alegeri, se scoate la De regulă, procedurile acestea încep atunci când guvernul alocă banii pentru alegeri.
Presupun că înainte de alegeri, cu câteva luni sau cum? Din păcate pentru noi, da. Cutuma era că îi alocau cu 3 luni înainte de alegeri, lucru care ți năruia orice speranță de a putea face ceea ce toată lumea clamează, o procesă. Dar asta înseamnă că nu făceai procedură de licitație deschisă, ci făceai procedură de achiziție publică prevăzută de legislația în domeniu. Nu era alocare directă, exclus de așa ceva. Deci nu este alocare citice. Directă. Nu este alocare directă, este o procedură de licitație, dar nu este licitație deschisă în sensul în care este ea definită de legea achizițiilor. O altă procedură definită de legea publice, negociere cu mai mulți. Pentru că termenul, o licitație deschisă pe care vrei să o derulezi pentru un astfel de subiect durează minim 100-120 de zile. Asta înseamnă minim 4 luni de zile. Dacă noi punem cu 3 luni înainte de alegeri, n-avem cum trebuie să grăbiți facem. Oricum lucrurile, asta e clar. Cum să facem lucrul acesta? De aceea, din 2016, guvernul de atunci este prin bugetele distincte ale fiecăruia. Adică să ai banii cu 3 luni înainte, să zicem, cu anul viitor, cum sunt alegerile europarlamentare, ci sunt buget să-i avem disponibil de la 1 ianuarie, dacă bugetul trece anul ăsta, că mai există situații în care bugetele sunt aprobate de Parlament în februarie. Adică dacă poți să faci procedura de achiziție în momentul în care ai banii și, desigur, nu ai modificări legislative care să-ți afecteze procesul de achiziție, adică modificări legislative în sensul în care să fie afectat algoritmul de alocare a mandatelor pe genul acesta. AEP-ul în toată situația asta este, cum să zic, mai mult decât transparent, pot spune, pentru că odată avem banii alocați printr-o hotărâre de guvern, da, sau prin legea bugetului de stat mai nou, deci este o chestiune arhicunoscută de orice cetățean în România, pentru că se publică în monitor oficial și știi câți bani au fost alocați pentru chestiunea respectivă. Doi la mână, în care trebuie să ne încadrăm orice am face, pentru că alegerile au loc la un termen cert, nu poți să te reduci să spui mai lungim alegerile încă o săptămână, că nu suntem gata cu aplicația decentralizatelor votării. Trei la mână, sunt implicate mai multe instituții și mai multe persoane în acest proces în de acest achiziție. Proces. Da. Ceea ce e la cineva să facă o influență? Nu poți să clamezi așa ceva cu siguranță. Când a fost finalizată de fiecare dată, am anunțat care a fost câștigătorul procedurii, care a fost suma, se publică și în sistemul de electronic de achiziții procedura, cât și modalitatea de desfășurare, câștigătorul, participanți, toate lucrurile astea sunt publice. Adică nu ai cum să... Plus că de-a lungul vremii am derulat atâtea proceduri și niciunul dintre participanții la aceste proceduri nu a contestat procedura pentru un astfel de... Alții care au participat și nu da, au câștigat. Da, alții câștigat. Care au participat. Niciun participant nu a... Cum să zic, nu a acuzat autoritatea de așa ceva. Toți operatorii cu care am lucrat până acum și au fost variați operatori economici sunt toți verificați și drept dovadă, în afară de ceea ce s-a vehiculat în spațiul public a informației, toate probleme de valoare atât a procedurilor cât și a procedurilor de achiziție, cât și a procedurilor efective de derulare a alegerilor. Toate lucrurile au mers și că martorul pe hârtie al rezultatelor alegerilor există. Există arhivele rezultatelor alegerilor pe internet, există informații publice arhi suficiente pe subiectul ăsta. Și n-am avut niciodată probleme cu ceea ce înseamnă plăți. Plățile sunt transparente prin contractele de achiziție publice, toate au fost achitate la termen conform contractelor, nu am întârziat, nu am plătit anticipat pe nimeni și nu... Nu văd anticipat. Nu. Noi nu plătim înainte chestiunile astea. Plătim la realizarea elementelor de până când n-am văzut-o că ea funcționează în producție. Din punctul nostru de vedere, cineva să intervină în favorul unui pretins contractor de care să participe și chipurile să câștige această licitație. Chiar dacă ar vrea să facă lucrul ăsta, n-ar putea. Sunt prea mulți factori implicați.
În 2004, candidatul Partidului Democrat invoca softul. Mi-aduc aminte. S-a dovedit evident că era o minciună. Neîntemeiat. O chestiune politică pe care nu o comentez. La fiecare rând de alegeri facem una. Am avut alegeri în 2007, am avut în 2009, am avut în 2008, în 2012, am avut și în 2008. Cred că în 2008 au fost cele generale. În 2008 cine? În 2008 cine a fost cel care a livrat practic procedura asta de soft sau cum se numea aplicația? În 2008 am avut locale și parlamentare. Nu știu, trebuie să întreb, nu știu. Firmele de pe piața românească fie au venit individual, fie au venit în consorții. Sunt publice, le găsiți pe site-ul nostru. Deci na, chiar nu le asociez în momentul de față și n-are niciun sens să mă haberde să vă zic. Le știu pe în 2016 au câștigat la parlamentare un consorțiu format din EFI, da, Master Technology, European Funds Investment, ceva de genul ăsta, iar la locale, asocierea Ned Brinel cu Siveco și cu nu mai știu cine. Am înțeles. De regulă vin în consorții de câte două sau trei companii. De exemplu, la ultimele alegeri au venit o firmă care nu mai participase până atunci la procedură, ceea ce dovedește că este deschisă și accesibilă oricărui operator economic, încă o dovadă de transparență, chestiunea asta, și care s-a înscris la procedură, a participat și a câștigat, a oferit prețul cel mai bun. Dacă doriți să discutăm despre amănunte tehnice, vă așteptăm aici. Am stat în trecut de vorbă și cu cei de la Hot News pe subiecte de genul acesta, pe aspecte tehnice. Departamentul juridic, achiziții publice, sunt oameni care lucrează pe ceva. Înainte de toate, îmi cer scuze pentru calitatea sunetului. Noi, în urma faptului că ni s-au confiscat sediile și am trebuit să ne mutăm de câteva ori, încă resimțim toate aceste probleme, cum se întâmplă de foarte multe ori cu serverul. Cred că ați observat acest lucru, au fost mari probleme, dar încet, încet le rezolvăm. Doamna Chioveși mai vrea, în ultima instanță, 1.000.000 de la noi, iar în seara asta, în partea a doua a emisiunii, o să aflați motivul halucinant pentru care doamna Chioveși vrea bani de la noi. Nu e niciun fel de problemă, dacă vrea bani, putea să zică de la început. Acum tot scandalul ăsta pentru 1.000.000 de la niște jurnaliști. O să vedeți în seara asta, poate că e invidioasă pe alți colegi care au mult mai mulți bani. Sau eu știu, o să vedeți niște venituri în seara asta la oamenii care fac aceste paradeli de văstăceasul. E important să aveți toate informațiile pentru a sluji interesul public noi și dumneavoastră să vă informați. Bun, deci, domnul Moholeț vine și zice, domnule, e o procedură. Sunt verificări și răzverificări. Eu vreau să vă întreb acum ceva simplu. Deci, Siveco, ca să o spunem pe șleau, știe toată lumea, cred că lumea informată așa din București, e și a fost întotdeauna firma sistemului. Și dumneavoastră știți la fel, da? Firma sistemului. Am auzit. Bun. A unor servicii secrete, e mai ales vorba de chestii de felul ăsta, toată lumea știe, adică sunt căutați pe internet, toată lumea știe de asta. Ei tot câștigau licitații. Vreau să vă întreb ceva, după ce dumneavoastră ați fost băgată la Haulet și toată povestea asta, i-au mai câștigat? Da, cred că da. Nu mai știu, am pierdut, eu nu m-am mai întâlnit cu colegii mei, nu știu care au fost următoarele proceduri de achiziții la de informații autoritate. Publice, da, pe care le sunt convinsă că da. Da. Stați puțin și atunci... Și atunci, ce ne arată treaba asta? Păi, domnul Moholeț a spus foarte clar, nu se putea interveni, nu putea să existe un trafic de influență. Și acum, cred că ați sesizat și dumneavoastră de ce eram forțată să renunț la martori în favoarea mea. Pentru că știau foarte bine că acești colegi ai mei vor veni... De-aia nu vreau să aibă martori în favoarea dumneavoastră, pentru că veneau cu mărturii și cu probe de felul exact, acesta. Exact. Presiunile asupra mea au fost... să renunț la tot probatoriul în favoarea mea. Și eu n-am mai vorbit de foarte mult timp cu colegii mei, dar cred că a înțeles toată lumea că nu se putea face un trafic de influență, nu se putea interveni în niciun fel în procedurile de achiziții sau de derulare a contractelor. Cred că a spus foarte clar și mă bucur foarte mult că am auzit acest lucru în această seară. Vă confirmă și dumneavoastră și opiniei publice că acest dosar al meu... Dar acum îi chemați în instanță pe acest dosar de la
Care vi l-a făcut Haules? Sigur că o să-i chem. Da, am și depus o listă de probațiuni pe care, în funcție de cum va aprecia instanța, dacă îi va chema sau nu, să-i cheme sau să nu-i cheme să-i interogheze. Eu sunt convinsă că da, că un judecător de bună credință vrea să afle adevărul. Există mulți marturi pe care ei, prin declarația dictată, v-au împiedicat să-i aduceți? Da, cred că 5, 7, undeva 7 persoane. Am cerut la vremea respectivă, oricum eram atât de bulversată că nici nu știam pe cine să chem, nu știam cu ce să probez. Cine este cel mai îndrituit să vină și să explice cum se întâmplă de obicei cu aceste proceduri de achiziție? Și atunci, în momentul acela, destul de rapid, am ales câțiva colegi. Acum mi-am dat seama că ar trebui să vină mult mai mulți să explice, pentru că ați văzut, așa cum a spus și domnul Muhuleț, era necesară și intervenția altor instituții în aceste proceduri de achiziție. Deci nu erau numai colegii din AEP, erau mult mai mulți factori care participau. Și atunci lista s-a extins cu martori și sunt convinsă că judecătorul de fond, instanța, va aprecia să asculte toți acești martori. Sfântă doamnă, suntem la finalul acestui interviu. Interesant, în opinia mea, și relevant pentru opinia publică. N-am fi aflat niciodată, poate, și poate n-ați fi avut curajul de a ieși să spuneți lucrurile astea dacă nu ieșea întâi Vlad Cosma, care a înregistrat, a arătat opiniei publice. Acolo sunt niște probe care nu pot fi sub nicio formă trecute sub cuvedere. Nu putem sub nicio formă să spunem că am fi înțeles ce fel de personaj era Portocală dacă nu era Andreea Cosma. Ei au crezut că îi vor arde pe familia Cosma ca pe șoareci, ca așa vor ei, nu? Că le vor da daună totală. Până la urmă, cu înregistrările lor, opinia publică a aflat ce fel de oameni sunt ăștia. Pui pe cineva sub control judiciar, o anchetezi și în același timp încerci să obții de la ea, ca să zic așa, elegant, foloase necuvenite. Ce am aflat noi în această seară de la dumneavoastră este probabil mai puțin șocant în momentul de față, pentru că auzisem toate nenorocirile înainte. Mai este ceva din ce ați trăit în această perioadă și pe care n-ați avut poate ocazia în seara asta să spuneți și ați vrea să spuneți la final? Cred că nu doresc nimănui să treacă prin aceste momente. Sigur, este foarte dificil să mă exprim, pentru că de două zile de când a apărut acea înregistrare, retrăiesc acele momente. Din nou sunt bulversată, deși a trecut un an și jumătate. Dar nu v-am spus când v-am văzut acolo că plângeți și că sunteți în starea aia psihică deplorabilă? Mai dați toate imaginile. Nu v-am spus, haideți să ne oprim, hai să, nu știu, pentru că auzeam că ei își continuau treaba ca și că nu se întâmpla nimic. Înregistrarea este mult mai lungă. Cred că are, nu știu, 25 de minute. Eu cred că 25 de minute am plâns continuu în momentul în care trebuia să expun și să-mi expun faptele, să le pun așa pe tavă și să spun, doamne, am greșit, am făcut aceste lucruri. Și nu știu exact dacă se aude în înregistrare când spun, da, îmi recunosc și regret toate faptele pe care le-am făcut. Este strigător la cer. Este strigător la cer. Deci nu vreau să trăiască nimeni acele momente. O asemenea presiune te poate duce pe alte culmi, dar nu vreau să mă mai gândesc. Important este că am tot suportul avocaților mei, am 5 avocați extraordinari. Un avocat pe care trebuie să vi-l spun este vorba de Tiliciu Daniel, cel care a fost alături de mine și m-a ajutat să depășesc acest moment și să-mi spună că acest dosar al meu nu este un dosar care să mă trimită la închisoare, să fiu puternică și să lupt până la capăt. Apoi s-au alăturat din nou avocații Cristian Ene și Eliza Corbeanu Ene, Veronel Rădulescu, Vlad Tobă și alți prieteni de-ai mei care m-au încurajat să lupt, pentru că știu că voi câștiga. Este o scenare de dosar și
trebuie să merg în instanță și să demonstrez. Nu vreau să spun că vreau să demonstrez nevinovăția, pentru că mi se pare un lucru destul de ciudat. În țara asta, noi ar trebui să beneficiem de prezumția de nevinovăție, nu să ne ducem noi prezumția de vinovăție. Nu să ne ducem noi și să încercăm și să arătăm și să căutăm probe, să arătăm că suntem nevinovați. Mi se pare destul de urât lucrul acesta. Dar știu și sunt convinsă că voi reuși. Mulțumesc mult pentru prezența din această seară. Mult. Un interviu important pentru aflarea unor lucruri. Vreau să rog pe colegii mei să-mi spună dacă au niște fragmente cele mai relevante ale interviului din această seară. Pentru a ști pe ce facem schimbul de invitați, pentru că în studioul nostru și prin alte legături externe, unele dintre cele mai importante voci din România se vor pronunța cu privire la acest caz, cu privire la modul în care doamna Chioveși motivează că vrea banii de la noi. Veți avea dezvăluiri, una dintre cea mai apropiată persoană de Chioveși, câți bani câștigă, toate veniturile. E bună lupta anticorupție când câștigi o grămadă de bani. Și desigur că este foarte important și Congresul PSD, care are loc sâmbătă la sala Palatului. Vom vorbi și despre acest lucru. Reluăm cele mai importante declarații și ne întoarcem în direct cu a doua parte a emisiunii, de asemenea foarte, foarte importantă. De ce ați ajuns în starea pe care noi o vedem în aceste imagini, plângând, fiind în mod evident sub o presiune uriașă? Este foarte greu să vă explic și acum retrăiesc acele momente, dar cred că ar trebui să o luăm etapizat și să vă explic de ce am ajuns în această stare. Toate lucrurile s-au întâmplat într-un mod abuziv, începând cu reținerea mea până la momentul în care ați văzut aceste imagini și am făcut aceste recunoașteri. Practic este o recunoaștere a unor fapte pe care eu nu le făcusem. Și am acceptat să fac acest lucru ca să pot să ies din arest în acea perioadă. Ca să înțelegem despre ce e vorba, haideți să o luăm cu momentul în care am fost arestat. Era înaintea campaniei electorale din 2016 și cu puțin timp înainte de campania electorală vine o știre bombă, unitatea de elită pe vremea aia, că nu se știa că de fapt paradea cetățenii. Unitatea de elită a DNA-ului vă saltă și dispune arestarea dumneavoastră. Cum s-a întâmplat? Au venit la dumneavoastră la birou, au venit acasă, v-au luat? Cum vă amintiți momentul acela? Domnul Gâdea, momentul acela are un început. Și o să vă explic pe larg ca să poată să înțeleagă toată lumea. Înainte să fiu reținută, pentru că DNA-ul nu te arestează, te reține. O lună de zile... Mai mult de 3 săptămâni, aproape o lună de zile, am fost plecată din țară. Eu aveam un mandat de interceptare, de filaj în acea perioadă, de aceea am fost total surprinsă că îl aveam și că ei nu știau că în acea perioadă eu sunt plecată din țară. Și când am revenit în țară, m-am întâlnit cu fosta mea prietenă, că acum nu mai pot să-i spun prietenă, care a venit cablată ca un robot, să-mi explice că am un dosar la DNA. Eram uimită, nu știam ce se întâmplă, nu înțelegeam de ce. Înțelegeam că și ea este implicată în acest dosar. Îmi povestea... Ea era chiar denunțătoarea. Ea era chiar denunțătoarea, dar eu nu știam. I-am povestea mie că denunțătorul din dosarul meu este un fost prieten al meu. Ambii fost prieteni ai mei. Și eram marcată, eram... Cum să vă spun, ca orice om speriat, am spus, de ce? De ce Dumnezeu mi se întâmplă mie lucrurile acestea? Am rugat-o frumos și am probe în acest sens să meargă cu mine la DNA. Mi-a spus că procurorul de caz este Lucian Onea, mi-a dat detalii din dosar, mi-a spus cine este denunțătorul, dar pe dumneai s-a omis. Și a încercat să aibă o discuție cu mine, o discuție care să ducă undeva. Bineînțeles că atunci când spui adevărul, nu are ce să iasă. Drept dovadă, acea înregistrare nu a fost niciodată pusă la dosar, pentru că nu era în favoarea procurorilor și era în favoarea mea. Interesant asta. Deci înregistrarea care a fost făcută ca o provocare, da. Înregistrare coordonată de unitatea Haules,
pe înregistrarea dumneavoastră nu este folosită de procuror pentru că nu apare nimic. Nu la cea înregistrare dumneavoastră trebuia să fiți surprinsă, ca luată ca ignoră, să spuneți, da, am luat, am făcut, am drept, nu? Exact, da, am făcut trafic de influență, pentru că asta e, de această faptă eu am fost acuzată. Și bineînțeles că această probă nu a fost depusă la dosar. Dar ținând cont că eu aveam un mandat de filaj, interceptare, audio-video, fotografiere, adică tot acâmul, cum s-ar spune, nu a apărut nimic la dosar. De ce? Pentru că... V-au urmărit și în afara țării? Asta nu știu. Nu pot să-mi dau seama. Este foarte interesant că după discuțiile mele ulterioare cu Lucian Onea, mi-am dat seama că el are foarte multe date despre mine și că dacă m-a urmărit, m-a urmărit cu mult înainte ca eu să am acest dosar la DNA. În momentul zero, când vine cablată doamna Sokol, Sokol, cea de la Siveco, da? Da, încearcă să mă provoace. Ea fiind prietena mea, știa foarte bine că eu nu făcusem absolut nimic și că nu, ea nu ceruse niciodată ceva vis-a-vis de instituția pe care eu o conduceam. Și atunci această probă nu a fost depusă la dosar. Eu am cerut-o în instanță, sper totuși să fie aprobată. Bun. La două zile, la 6 dimineața, așa cum este obișnuit, m-am trezit la ușe cu 6-7 persoane, cu camere video, cu presă, cu lume multă. La 6 dimineața acasă. Mi-au spus că au un mandat de percheziții. Am acceptat. Normal, am fost speriată ca orice om. Le-am dat drumul, i-am poftit în casă, i-am lăsat să facă percheziție și după ore întregi mi-au spus că trebuie să merg cu mandat la DNA Ploiești. Acesta a fost primul pas. Am ajuns la DNA Ploiești. Mi s-au pus două denunțuri pe masă. Le-am citit. Vă dați seama, a fost un șoc. Văzusem că tocmai ea mă denunțase și ea și fostul meu prieten. Eram marcată și încercam să le spun... Iertați-mă, fostul dumneavoastră prieten în sensul de... Nu, fostul meu prieten. Amândoi au fost prietenii mei. Nu vreau să intru mai mult în detalii de atât. Okay, este viața mea personală. Nu înțeles. Și... datoria mea este să încerc să identific care sunt lucruri relevante. Dacă cei care fac aceste anchete folosesc inclusiv persoane... Extrem de apropiate, pentru a încerca să credibilizeze lucrurile pe care le fac, sau eu știu, dar dumneavoastră, mă rog, eu vă întreb ce consider, dumneavoastră răspundeți ce doriți. Bun, deci, vă vedeți cele două denunțuri? Văd cele două denunțuri, nebunesc, spun, le explic că nu este nimic adevărat, că nu am comis acele fapte penale, că... Una erau problemele mele din viața mea privată. Domnul Gâdea, toți avem vulnerabilități, nu suntem perfecți în viața noastră privată. Nu cred că este un om perfect, dar de aici, până a ți se arunca în spate fapte penale, este extrem de dureros. Am plâns, le-am spus că nu este adevărat, mi-am dat seama că și am făcut acest denunț. Eram stupefiată, nu știam ce să fac. Iar la un moment dat, avocata mea a spus... Degeaba, în seara asta te vor reține. Încearcă să te liniștești. Și am spus, cum? De ce? Care este motivul pentru care ei vor să mă rețină? Și a spus, pentru ce ți-au arătat? Pentru ce ți-au pus la dispoziție? Pentru aceste două denunțuri. Eu vreau să vă spun ceva în această seară, tocmai în virtutea faptului că eu vreau și în această seară, vorbind despre această chestiune, să fiu extrem de serios. Nu știu câte interviuri veți mai da. Probabil că nu. Probabil că nu. Motiv pentru care în această seară, datoria mea pentru opinia publică și pentru adevăr este să vă pun toate întrebările. Au fost publicații